Vreau să vă reamintesc prevederile aliniatului 1, articolul 46 din legea numărul 215 republicată privind administrația publică locală. Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care fie personal, fie prin soț, soție, afin sau rude până la gradul al 4-a inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Vă mulțumesc! Bună ziua, ședința poate începe. Pentru început, vă supun la vot procesul verbal al ședinței din 31 august 2016, ședința ordinară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Și mai supunem la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 16 septembrie 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Pe ordinea de zi avem 9 proiecte. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 1 privind aprobarea concesionării unor terenuri. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuția răzăm. Punem la vot. Cine este? Da, da. Nu. No. Dar am loc. Să-i păi am întrebat discuții. La discuții? Da. La discuții? Da. La discuții atunci. Da. Aș dori o precizare pe libertății 12-5. Într-adevăr, am fost personal acolo, am văzut în față, sunt trei extinderi pentru intrare și a venit chiar lângă la cărcușori. Am înțeles să ia 7 metri, 20 care în față. Dar mai sunt 13 metri și 80 de centimetri, care cred că sunt în spate, în altă parte, în aurul. Iar în spate nu e invers. Invers. 13-80 în față, 7-20 în spate. Dar n-are cum. N-are cum a fost acolo. Păi da. Nimic, e balcon în spate. Exact. Iar acolo, dincolo, în spate, nu există absolut nimeni nu are. Deschidem cutia pe amândoi. Pentru că în spate sunt grădinile oamenilor. Eu vă spun că am fost personal acolo. Și nu are cum să fie 13-80 în față. E nimic în față. Doamna... Ba da, așa este. Cum este? Deci, în spate are o extindere și cărpușor extindere și se aliniază la linia ei. Numai că va fi mai scurtă, pentru că este și ieșirea din scara acolo. În bălării, de acolo? Păi, dar nu în bălării. Eu am fost acolo. Lățime de 1 metru, 20. Deci vă rog frumos să fii foarte clar și explicit. Care este suprafața de față, care este cea de spate? 13-80, pentru că i-am dat și servitutea pentru treptele de acces. Dacă vă ați fost, ați văzut că are extinderea pentru pol și niște trepte de acces în afară extindere. La trotuar, e trebuie spațiul ăla verde de jumătate de metru, care da. E făcut deci, subceap. Cu servitutea i-am trecut-o pe concesiune. Adică acolo în zonă mai sunt încă 3 sau 4. 3. Sunt, și cu ăsta ar fi 4 care să alinează toate la fel. Corect, adică corect, merge pe o idee unitară. Corect. Deci aici e lămurit cu 380 în față. Și în spate spune... Cărcușor are 14 și 80 sau așa ceva și aici va fi jumătate din ce are ea. Că vine până un bloc. A venit până în bloc și s-a până și s-a redus jumătate. E un U. Știu că am fost acolo. Da. Deci, da, dar este în spate. Dar deja există. Există în spate. Este extindere în spate. Asta s-a urmat să alinieze, dar pe o bucățică mai mică. Mai mică, ca să nu... Că intră în ala. Exact, tocmai aia, ca să nu intre acolo. Bine. Bun. Am o problemă la punctul 4, la ogoarelor. Da. Am înțeles, s-a luat clădirea, a cerut foarte normal și terenul ca să-și facă depozitul, dar n-am înțeles de ce s-a pus după aia că pun credințare directă la o firmă din Săboare. Nu. Nu e vorba de credințare directă. Acolo unde există, e legea.
acolo unde există proprietate deja cumpărată, deci clădirea este proprietatea... Da. Acolo se dă terenul de sub clădire și terenul aferent pentru calea de acces, proprietarului clădirii, deci celă care este proprietate privată, la preț evaluat în zonă, acolo unde nu există, se dă prin licitație publică, acolo unde există, se dă prin concesiune directă. Dar de ce nu zice la Parcaș? Ci că uite... Ia, Parcaș Construcție. Da, așa scrie, doamne. Ia uitați-vă la ce se spune acolo. La expunerea de motive, mă rog, frumos. Doamna... Aia Săboane acolo. Nu, 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 nu. Trebuie să fie cine e proprietarul. Da, corect. Deci, doamna... Ori e o eroare materială, ori e altceva. Păi nu, da, atunci o corectăm. Dacă... Este corect cum e în anex. A, da, da. De una acolo. Expunerea... Și dincolo în sare noi. Zic, bă, ce e acolo? Ce caută la Săboare? Da, nu, 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 n-are nicio treabă. E, asta. Da. Bun, mai am da. Deci acolo chiar să se facă modificarea, rectificarea erorii. Da, nu este ce la repris, este ce fac ca-și construcțiile. Da. Proprietarul clădinii, corect. Este? Da, mă da, a, este un pic de oportunitate. Da, este jos, dar sus scrie foarte clar. Scrie foarte aș construct, da. Da, da, e rămas acolo, dar sus este scris. Expunerea e corectă. Da. Eu cred că și la treaba cu Suceava, fără număr, ori o eroare materială, să o lămurim aici. Acolo e licitație publică. Bun, da, domnul primar, da, e altă treabă. Când mă uit aici, durata concesiunii, la punctul 3. Concesionarea terenului 150, Ștefan cel Mare, numărul 19, de 24 de ani. Ce are... Ce are ora toată? Noi dăm, vorbim în proiectul, în studiu de oportunitate, obiectivul concesiunii, Suceava, fără număr. Și la punctul 2-3, motivația, iar la 3, durata concesiunii. Apare ai șefa... 24 în loc de 25, nu? Asta nu, zice. Apare Ștefan cel Mare. Numărul 19. Și care, și tot la lacrimi strans, se relesă doar. Și asta, nu știu. Când nu l-avem nici pe tabelul ăsta, Ștefan cel Mare. Nu tot eroare materială, în studiu de oportunitate. E în studiu, dar în expunere? În expunere, e corect. Eu am luat și de aici, ce spui? La studiu de oportunitate, ok. Păi, corect ceea ce a spus, de aceea propun retragerea punctului de ordine de zi să-l facă ca oamenii. Și va juca direcția de urbanism să faceți mai multă responsabilitate de documentele. Am retras punctul de ordine de zi. Dacă l-am retras, ce sunt? Păi, l-am retras. Tot o eroare materială, adică ca să nu plece să mai vine cineva la raportul de specialitate, unde spate cele 6 puncte, zice la punctul 3, durata concesiunii, concesionarea terenului de 0 metri pătrați, situată în Iovirgul, 0 metri, de Nicolae Băncescu, fără număr, 25 de ani. Adică tot greșeală, nu s-a trecut număr. Da. De asta l-am retras, și fie făcut în totalitate, este perfect. Trecem la proiectul numărul 2, privind constituirea dreptului de uz și servitute în favoarea SCI ON Moldova distribuției sa asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Roman. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 3, privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 4, privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț, atestat prin hotărâre de guvern numărul 1356 din 2001, anexa numărul 3, cu modificările și completările ulterioare. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 5, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct ale unităților de învățământ din municipiul Roman. Comisia de Cultură. Comisia de Cultură propune două amendamente la anexa proiectului din motivă de incompatibilitate. Deci, primul amendament se referă la numirea reprezentanților Consiliului Local la pozițiile 3, așa, în locul domnului Daniel, în locul domnului Ilie Bolota, se propune domnul Daniel Laurențiu Vasiliu. Iar la poziția 7, în locul doamnei Iordana Coliuș, se propune domnul consilier Milita Scutar. Motivul este participarea acestor colegi la concurs și deci intrarea lor în situație de incompatibilitate. Conform articolului 27 din exact. Și la al doilea amendament, avem aici o poziție numărul 14. La Clubul Copiilor Roman este domnul Andrei Crean și este practic în plus aici. Nu, a venit o precizare de la inspectorat ulterior că la Clubul Copiilor este un singur reprezentant al administrației publice locale. Și atunci rămâne persoana desemnată de către primărie. Deci dispare punctul 14. Și dacă îmi permiteți, aș vrea ca să discutăm fiecare reprezentant din Consiliul Local, dacă se spune dumneavoastră, dacă e compatibil sau nu, adică să nu ajungem situații de genul ăsta. Da. Cu amendamentul de rigoare. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Proiectul numărul 6, privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Comisia pentru Buget și Finanțe. Aviz favorabil. Comisia pentru Cultură. Cultură. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuția că sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 7, privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare. Comisia pentru Buget Finanțe. Comisia de Buget Finanțe a avizat favorabil cu două amendamente. La anexa numărul 1 din hotărâre, este vorba de suplimentarea capitolului asistență socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 cu 92.000 lei și diminuarea capitolului 68.02.50.50 alte cheltuieli în domeniul asigurării asistenței sociale. Iar la anexa numărul 2, la bugetul Direcției Administrația Piețelor Bazarul Bor, are loc o diminuare a articolului 20.0 de reparații curente cu 15.000 și la alte obiecte de inventar cu 25.000. În consecință, anexele 1 și 2 au primit aviz favorabil cu aceste modificări. Totodată am să supun pe aprobare votarea separată a celor anexe 3 anexe. Și nu voi participa la vot la anexa numărul 2. Bun. Vă rog și avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Supunem la vot atunci anexa numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Mulțumim. Anexa numărul 2, la care participă domnul consilier Achiriluai. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Și anexa numărul 3, cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Mulțumim. Proiectul numărul 8, privind modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 209 din 2015, privind aprobarea funcțiilor publice a organigramei statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate. Comisia pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil.
Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumim. Și proiectul numărul 9, privind aprobarea asigurării unui transport gratuit. Comisia pentru buget finanțe? Aviz favorabil. Comisia cultură? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Acesta a fost ultimul proiect, ședința deja închisă.